Silviu Făgărașu, candidatul la primăria Bradu, are 45 de ani. Deși are experiență în politică, este pentru prima dată când candidează la o funcție de conducere. Am făcut politică din spate până n-am mai putut. Am fost consilier personal Radu Câmpeanu când a candidat dumnealui, dar totdeauna am fost în spate. N-am fost niciodată în față. Acum, exact cum ați mai preluat, câteva luni de zile, am ieșit din spatele cortinei și vreau să fiu în față. Marian Anăstase, candidatul UNPR la primăria Mozăceni, are 43 de ani și este contabil șef în cadrul unui cămin pentru persoane vârstnice. Îi doresc să candidez pentru primăria Mozăceni din cauza că în această localitate, din de 12 ani, nu s-a mai creat un loc de muncă pentru tineri. Tinerii n-au o stabilitate ca să poată rămâne în această localitate. Da. Sunt în politică din 2008, da, la PDL. Ați fost la PDL? Da.